Hai, fată, nu mai fi tristă. Aia e, viața merge mai departe. Merge pe naiba, cum să mă înșele cu o lună înainte de nuntă? Bărbați, fată, ce să receri? Câteodată gândesc cu altceva, nu cu creierul. Doamne, și câți bani am cheltuit cu formația, cu localul, am pierdut toți banii acum. Asta e, fată, eu zic să nu te mai gândești la asta. Uite, să ieși la club, să faci ceva nebunesc ca să uiți. O, a venit Victoria Miresică pe la noi. Dar ce s-a întâmplat? Iubire, din păcate, Alina a trebuit să anuleze nunta. Cum așa? Dar ce s-a întâmplat? Din păcate, Mihai a călcat strâmb fix acum și uite. Cu cine? Cu secretarea aia de la el de la firmă? Iubire! Am că încercam și eu să glumesc. Ei, astea nu sunt glume acum. Alina, să știi că mie îmi pare foarte rău. Chiar așteptam nunta asta. Eram pregătit pentru furatul Miresii. Ba, chiar am făcut și o listă cu lucruri pe care să le cer ca să aduc mireasa înapoi. Ce să mai fur mireasa? Că mi-a furat mie alta, mirele. Nasol moment. Lasă, fată, că astea de fac astfel de fază, să știi că o să pățească și ele la un moment dat. Iubire, vii puțin până în dormitor? Alina, scuză-mă puțin. Mamă, iubire, tu știi ce înseamnă asta? Am scutit 500 de euro! Da, nici nu vrei să știi că sunt de fericit. Doamne, o să-mi iau rost de iarnă la mașină. Nu mai trebuie să merg cu alea de far în iarna asta. Doamne, nu mă așteptam la o veste atât de bună. Sincer, când a venit la mine, am crezut că îmi spune că s-a îngrășat 5 kg și că nu mai încape rochea de mireasă. Mamă, băi, ce veste bună. Dar fii atentă cum faci. Ne toarcem în sufragerie cu aceeași atitudine tristă, da? Ca și cum ne pare rău. Și să încercăm să scoatem și noi banii pe rochea ta și pe costumul meu. Păi și cum facem asta? Ei, stai tu liniștită, că am o strategie. Hai! Hai! Hai, Alina, mă, gata cu tristețea. Și ce crezi, Dragoș chiar are și o idee. Mai Alina, uite ce zic eu. Mai rămâi pe la noi. Comandăm ceva de mâncare, mâncăm ceva, mai glumim și uite așa treci și tu mai ușor peste situația asta. Mi-ar prinde bine, sincer. Aia zic, hai să ne dăm comandă de ceva de mâncare. Hai, fată, că o să fie bine, fruntea sus. A, păi nu merge aplicația să dau comandă și parcă la tine nici n-a mers instalată, iubire, nu? A, da, mie mi-arată că e blocată. Las că dau telefonul meu și comanzi de la mine. Mulțumesc mult, hai că iau ceva bun, că știi cum e, de necazuri să uită cu mâncare bună. Eu vreau și desert, că dulcele întotdeauna produce o stare de bine. Mie îmi spui că am mâncat în ultima perioadă pe fund de stres, de oricum nu mai încape rochea de mireasă. Gata. Mersi mult, în 30 de minute vine comanda. Ce-am uitat, iubire, trebuia să-i trimit banii lui mama. Că știi tu, trebuia să ia alea și... Mamă, și nici eu n-am să-ți dau, că știi că iau salariul peste câteva zile. Lasă, fată, că am eu banii de coafiură și de machiaj pentru nuntă. Și așa nu mai îmi trebuie, îți dau din aia, de cât ai nevoie? 500 de lei, oh, ce drăguț, faci tu asta pentru mine? Dar să știi că nu știu când putem să-ți dăm înapoi. Pentru că noi vrem să renovăm și am dat o grămadă de bani pe materiale. Lasă, fată, nu e scris, că mie oricum nu mai trebuie. Mă duc acum să iau. Parcă te-a mesaje al ta? În camera cu birou. Am comandat mâncare de 300 de lei. Și cu ăștia 500 pe care mi-am dat, acum ne scoatem banii pe tot. Hai că ne-am descurcat super bine. Și că vine. Hai că vine mâncarea în câteva minute, dar ai cunoaște, deja te simți mai bine, nu? Da, mă bucur că mi-ai zis să mai rămân pe la voi. Oricând poți apela la noi, dar știi ce spune ție bine acum? Să fi mers cu toți așa într-o vacanță, într-un city break, ne mai relaxam, uitai și tu de toate, te destresai total. Da, foarte tare! Hai să mergem! Am merge, dar știi, noi suntem cu renovarea și nu știu dacă ne permitem. Hai că plătesc cu restul de bani pe care trebuia să-i dau pentru formație. Măcar să mă distrez de tot ce mai am. Gata, așa facem. Orice ca să treci tu mai ușor peste. Mulțumesc lui Dumnezeu că am așa prieten, că altfel nu știu ce mă făceam.